Salutare vulpițelor și vulpișorilor! În episodul de azi o să ne jucăm Hide and Seek pe Brookhaven Roblox. Sunt alături de Kissy Missy, Cartoon Cat și Huggy Wuggy. Ei o să se ascundă de mine și eu o să-i caut. Ultimul găsit câștigă. Ei pot să se ascundă pe această stradă, însemnând magazinul de înghețată, coafor, arcade, zona de apartamente, supermarket, poliție, spital, pompieri și zona de mașini. Ok, puteți să fugiți și eu o să vin imediat să vă caut. Nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție. O să vedem pe cine găsesc primul, al doilea și, bineînțeles, cine câștigă Hide and Seek astăzi. O să le dau 10 secunde să se ascundă și o să număr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Cine nu-i gata, vin să-l iau cu lopata. Ok, pare că toată lumea s-a ascuns și o să încep să-i caut. Hai să vedem dacă sunt în supermarket. Aici nu pare să fie nimeni. Dar sunt ceva locuri secrete. Hai să încerc să intru pe ușa aceasta. Nici aici nu e nimeni. Ok. Hai să vedem. Nici aici. O să merg prin spate. Oh, m-am blocat. O să urc la etaj. Da, nici aici. Momentan nu am găsit pe nimeni. Cred că am văzut pe cineva sau mi s-a părut. Ok, mi s-a părut. O să mă duc acum în secția de poliție. Chiar sunt curioasă să văd pe cine o să găsesc prima dată. Hai să încercăm în toate camerele. Ok, nu s-a ascuns nimeni aici. O să mă duc imediat și la etaj, dar întâi să mă uit pe aici. Așa, în curte nu-i nimeni. Era și ciudat să se ascundă aici. Sincer, nici aici nu pare nimeni. Deci, oare să se fi ascuns în ventilație? Nu știu dacă pot intra aici. Oh, ba da. Wow, ce tare! Aici m-aș fi ascuns eu. Poate nu s-ar fi gândit nimeni. Aici nu e nimeni. Așadar o să cobor. Trebuie să mai urc pe acoperiș. Acolo nu am căutat. Hai să vedem. Nu e nimeni aici. Oare unde s-au ascuns? Până acum am epuizat câteva clădiri și încă nu am găsit pe nimeni. Trebuie să urc aici la club. Aici nu am fost. Poate sunt în club. Sau... Ok, nici aici nu e nimeni. În club. Nu e nimeni. E cam întuneric și nu e nimeni. Ok, trebuie să verific și la apartamente, să văd dacă poate e cineva acolo. Nu și-a luat nimeni apartament. Aici nu pot să intru. Ok, deci până acum nu am găsit pe nimeni. Mai am de verificat spitalul și pompierii.
Ok. Pe cine o să găsesc? O să intru prima dată în spital. Am impresia că mulți s-au ascuns aici. Să căutăm, să căutăm. Ok. Nu pare să fie nimeni aici. Dar cu siguranță nu s-au ascuns undeva la vedere. Hai să vedem dacă s-au băgat aici. Kissy-missy, ai pierdut! Ești prima pe care am găsit-o! Da, îmi pare rău. Acum vină cu mine să-i căutăm pe ceilalți. Dar ai pierdut. Chiar eram bună la jocul acesta cândva. Țeacă, hai să-i căutăm acum pe ceilalți. Deci bun, am găsit-o pe Kissy-missy. Nu vine să cred că ea este prima pe care am găsit-o. Și acum să mă gândesc unde ar mai putea fi. Mai știu eu un loc secret în spitalul acesta. Aici bănuiesc că nu, sau la bebeluș nu cred, nu? Aici am fost. Cred că știu unde s-ar mai putea ascunde, dar o să am nevoie de o scară. Da, trebuie să urc aici sus. Mă puțin să-mi iau o scară. Bun, și să-mi iau pun aici să mă cățăr. Chiar sunt curioasă dacă găsesc pe cineva aici. Cine nu-i gata, îl iau cu lopata. Am găsit-o tot pe Kissy-missy. Un zombie. Aici nu e nimeni. Oare mai e un loc secret aici? Ah, nu e nimeni acolo. Bine, cred că mai putea fi și pe acoperiș. Stai să verific și acoperișul. Acoperișul nu l-am verificat. S-ar putea să fie cineva pe acoperiș. Hai să vedem. Ok. Nu e nimeni aici. Dar în schimb văd foarte bine de aici. Hai să coborâm. Chiar sunt curioasă pe cine o să găsesc. Adică mai sunt puține locuri în care se pot ascunde. Aici nu e nimeni. Oare unde sunt? Aici nu e nimeni. Fi ceva intrări secrete pe aici de care nu știu eu. Nu e nimeni aici. Hai să încercăm și pe aici. Nu mă pocățăra. Și m-am gândit că mai sunt câteva locuri secrete în clădiri unde n-am verificat, așadar o să mă întorc să verific. Dar dacă au trișat, Kissy-missy o să câștige, chiar dacă am găsit-o pe ea. Pentru că v-am spus care erau locurile în care vă puteți ascunde. Deci pe aici am intrat deja și n-am văzut pe nimeni. Dar mai intr-o dată, că cine știe. Așa. Hai să vedem. Mai este un perete secret aici. Și mă duc pe aici pe... Ok, nici aici nu e nimeni. Super ciudat. Oare unde sunt? Tind să cred că au trișat. Hugi Hugi și Carton Cat, dacă ați trișat, o să câștige Kissy-missy. Da, ceva e super ciudat.
nu prea aveau unde să se ascundă, adică eu am căutat cam în toate locurile și nu i-am găsit. Bun, deci l-am descalificat pe Huggy Wuggy și pe Cartoon Cat pentru că s-au mișcat și acum o să mă ducă ei să-mi arate unde au fost. Nu bine, hai să vedem Huggy Wuggy. Unde vrăjeală ai fost? Pentru că eu am căutat în toate locurile posibile și nu te-am găsit nici pe tine, nici pe Cartoon Cat. Hai să vedem, chiar sunt curioasă. Dacă nu am fost în locul ăla, să zicem, dar nu cred. Hei, pe bune! Deci Huggy Wuggy, într-adevăr, s-a ascuns, dar s-a ascuns prea bine și nu cred că aveam cum să-l găsesc vreodată. S-a băgat în semnul acesta. Ok, greșeala mea atunci, te-ai ascuns bine, dar nu aveam cum să te găsesc. Acum vreau să văd unde s-a ascuns Cartoon Cat. Arată-mi. Sper că te-ai ascuns altundeva, gen, nu cu Huggy Wuggy, știi cum zic? Hai să vedem unde mă duce Cartoon Cat. Mă duc după ea. La Huggy Wuggy pare plauzibil unde s-a ascuns. Deci nu l-aș fi găsit acolo niciodată. Tu ai găsit-o pe Cartoon Cat. Ok, da, eu n-am găsit-o. Deci vreau să văd unde... În secția de poliție ai fost? Nu cred. Unde? Unde? Sus. Ok, aici am fost. Ok. Deci nu știu ce verdict să dau. Aparent am fost aici, dar nu am căutat aici. Deci singura pe care am găsit-o a fost Kissimissi. Deci putem zice că avem doi câștigători. Kissimissi a pierdut pentru că a fost singura pe care am găsit-o și Cartoon Cat și Huggy Wuggy a câștigat. Da, foarte ciudat. Deci dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți să facem Hide and Seek pe Brookhaven cu personaje, nu uitați să dați un mare like pentru mine, subscribe, clopoțel și să aveți o zi frumoasă ca și voi. Vă pup!